重ねるから。Our Father in heaven, Tatăl din cer, we're thankful to be here at this beautiful campsite. Suntem fericiți să fim aici în această, în acest frumos loc de tabără. We have come to receive a blessing. Am venit ca să cerem binecuvântare, să primim binecuvântare. Amen. Jesus has promised that where two or more are gathered, he will be in our midst. Iisus a promis că dacă doi sau mai mulți sunt se unesc împreună, el va fi în mijlocul lor. We claim this promise now. Noi îți cerem împlinirea acestei făgăduințe acum. We ask you to honor your word. Îți cerem să onorezi cuvântul tău. And we know you will. Și știm că o vei face. We ask that you bless the speaker. Cerem la binecuvântarea ta asupra vorbitorului. May his lips only speak truth. Fă în mod ca buzele lui să vorbească doar adevărul. And please be with the translator. Și te rugăm frumos să fii cu cel care va traduce. That she will say all the words perfectly. Pentru ca să poată spune toate cuvintele în mod perfect. And may everyone in the congregation have ears to hear. Fă în așa fel încât toți din această adunare să aibă urechi de auzit. And I thank you in Jesus' name. Și te rugăm în numele lui Iisus. Amen. 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 Okay. Vă dau un bun venit tuturor în această secă. Yeah. Vă dau un bun venit tuturor. Pentru început, pentru cei care n-au avut ocazia să-l cunoască, el este fratele pastor Allen Stamp din Statele Unite. Avem pe fratele Sasha din Serbia. Avem aici în mijlocul nostru pe fratele Jean-Christophe Bolot din Franța. Și undeva în spate, acolo, este Irina Răilean din Moldova. La urmă, pentru cine nu mă cunoaște, sunt Marina Viorela. Locuiesc la Cavnic. Casa mea este la Cavnic, în județul Marea Mureș. Sunt deloc din Sighișoara. De 16 ani trăiesc în Italia și mă bucur pentru voi toți că sunteți aici împreună cu noi. Ok, we can stop. Our topic in this camp meeting is the final atonement. Argumentul în această întâlnire de tabără este ispășirea finală. And this is a term that is not used in the Bible. Este un termen care nu este folosit în Biblie. But it represents or it describes a very important event at the end of time. Este un termen care reprezintă și descrie un eveniment foarte important pentru timpurile finale. And though it is not in the Bible, it is described in the spirit of prophecy. Chiar dacă nu este scris în Biblie, ca și termen, este scris în spiritul profeției. And these expressions are translated into your Romanian versions. Acest termen este tradus și în versiunile în limba română. I'm thankful that many of Ellen White's books have been translated into Romanian. Sunt bucuros că multe din scrierile sorei Ellen White au fost traduse în limba română. But we're going to look at some statements that she made to begin with. O să ne uităm la câteva citații cu care o să începem. To give us a basic understanding of what this concept of a final atonement means. Pentru a avea o înțelegere de bază asupra ceea ce vrea să însemne acest termen. And then we will begin to study this idea. Și apoi o să începem să studiem această idee. In Ellen White's volume, The Early Writings, in English, it's Early Writings. You have to scoot around where you can see it. It's okay. Read from there. No, do you want me to turn this around where you can read from here, but maybe bigger there? Which one do you want? No, it is difficult for you. For me, it's okay. Okay, go. Deci, în scrieri timpurii, avem această citație.
Când Isus a murit pe calvar, a strigat, s-a sfârșit. Și perdeaua templului s-a sfârșit în două, de sus până jos. Acest lucru avea menirea să arate că slujbele sanctuarului pământesc s-au terminat pentru totdeauna și că Dumnezeu nu avea să se mai întâlnească în templul lor pământesc cu preoții pentru a le accepta jertfele. Atunci a fost vărsat sângele lui Isus, care urma să fie oferit de către el însuși în sanctuarul ceresc. După cum preotul intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an pentru a curăța sanctuarul pământesc, tot așa a intrat Isus în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc la sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți din Daniel 8, în 1844, pentru a face o ispășire finală pentru toți cei care puteau fi binecuvântați prin mijlocirea sa și în acest fel pentru a curăți sanctuarul. Okay. Ellen White says that when the veil of the temple was rent in twain or in two, Ellen White spune că atunci când perdeaua dinăuntru templului a fost despicată în două, it showed that all of the earthly services were now finished. A demonstrat că toate serviciile din sanctuarul pământesc au fost terminate. And that is very important to remember. Acesta este un lucru foarte important de a ne aminti. We'll mention it later. O să-l reamintim mai târziu. But now she says, at the close of time, dar ne spune că la sfârșitul timpului, Jesus enters the most holy place of the heavenly sanctuary. Isus a intrat în locul preasfânt din sanctuarul ceresc. And he's going to make a final atonement. Pentru a face o ispășire finală. You know that there are people in Adventism today who do not even believe in a sanctuary in heaven. Știți că sunt persoane în mișcarea adventistă care nici măcar nu cred că este un sanctuar în ceruri. I began being an Adventist minister in 1986. Am început să fiu un ministru în mișcarea adventistă în 86. And we had an article in one of our publications at that time. Aveam un articol în publicațiile noastre în acel timp. And it was talking about the sanctuary. Care vorbea despre sanctuar. But it said nothing like what this says. Dar nu spunea nimic din ceea ce spune aici. And I was a little younger then. Eu eram un pic mai tânăr atunci. And I went to all the older ministers. Și eu am fost la toți miniștri, pastori, maybe 30 men. Probabil 30. That were in our conference. Care erau în conferință. And I asked them about this article. Și i-am întrebat despre acest articol. Who knows? Who knows? Cine știe? You know, all heaven is a sanctuary. Spuneau că tot cerul este un sanctuar. You know, maybe the sanctuary is one big place. Probabil sanctuarul este un loc foarte mare. But the Bible says that there is a type and an antitype. Dar Biblia spune că este un tip și un antitip. And the spirit of prophecy agrees. Și spiritul profeției concordă, este de acord. That there is a sanctuary in heaven. Că este un sanctuar în ceruri. And it has a most holy place in it. Care are în componența sa un loc preasfânt. And there Jesus is going to make a final atonement for all sin. Unde Domnul Iisus Hristos face o ispășire finală pentru păcat. In the book of Leviticus, în cartea Leviticului, there are several different services that are listed. Sunt listate mai multe servicii. And for instance, in chapter 3, pentru în capitolul 3, there's a peace offering. Este o ofertă, peace offering, mm-hmm, de pace. There are burnt offerings. Sunt arderi de tot. There are sin offerings. Sunt oferte pentru păcat. And we will read some of these later. Câteva dintre acestea vom citi mai târziu. But many of these ended with the result of an atonement. Dar toate acestea au ca rezultat o ispășire. So there were many different atonements listed. Deci sunt mai multe ispășiri listate. Deci este o listă cu mai multe tipuri de ispășire. But this concept that we call atonement or expiation,
Dar acest or how you pronounce it in Romania? Acest proces pe care noi îl chemăm ispășire. It means that God and the sinner are becoming at one. Înseamnă că Dumnezeu și păcătosul devin una. That they have been out of harmony. Că au fost în dezacord. But now they are coming into harmony together. Dar acum devine o armonie între între ei doi. And that since 1844, și din 1844, we understand Jesus has been making the final, the last, the great atonement. Iisus face ultima ispășire. Finala ispășire. I'm sure all of us have the book The Great Controversy. Cred că toți aveți cartea Marea Luptă. Have we all read it? Câți dintre voi ați citit-o? I hope so. Yes, sper. And I hope you'll read it again. Sper că o veți reciti. But in that book, dar în această carte, we have this statement. Avem această citație. În serviciul jertfelor, numai aceia care veneau înaintea lui Dumnezeu cu mărturisire și pocăință și ale căror păcate fuseseră trecute asupra sanctuarului prin sângele jertfei pentru păcat, aveau o parte în serviciul zilei de ispășire. Tot așa, în ziua cea mare a ispășirii finale și a judecății de cercetare, sunt luate în considerație numai cazurile acelora care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu. Judecata celor nelegiuiți este o lucrare distinctă și separată și are loc mai târziu, căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Citim în 1 Petru, capitolul 4, versetul 17. E o citație luată din Tragedia Veacurilor, pagina 480. So again, Ellen White mentions the type and the reality. Din nou, Ellen White amintește de tipul și de realitatea. And here she doesn't simply call it a final atonement, but the great final atonement. Aici ea pur și simplu nu vorbește despre o ispășire finală, dar despre marea ispășire finală. In the book Patriarchs and Prophets. În cartea Patriarhi și Profeți, citim: sângele lui Hristos, ce era menit să le libereze pe păcătosul pocăit de condamnarea legii, nu avea să șteargă păcatul. Acesta avea să rămână scris în sanctuar până la ispășirea finală. Tot astfel, în simbol, sângele jertfei pentru păcat îndepărta păcatul de la cel pocăit, dar rămânea în sanctuar până la ziua cea mare a ispășirii. So she mentions again this idea of a final atonement, the final atonement. Din nou ea menționează această idee de ispășire finală. And on the next page she also mentions this term, final atonement. În următoarea pagină menționează din nou acest termen. După cum în ispășirea finală păcatele celor cu adevărat pocăiți vor fi șterse din cărțile cerului pentru ca să nu mai fie niciodată amintite și să nu mai vină în minte, tot astfel în simbol ele erau duse în pustie, îndepărtate pentru totdeauna de la adunare. When Jesus died on the cross, când Iisus a murit pe cruce, the penalty for our sins was paid. Penalitatea pentru păcatele noastre a fost plătit. But people did not quit sinning at that point. Dar oamenii nu au încetat să mai păcătuiască în acel moment. And now, for almost 2,000 years, we have continued. Și acum, după 2000 de ani, încă continuăm. But the Bible says that when Jesus comes back, dar Biblia ne spune că atunci când Isus se va reîntoarce, his people are going to be without sin. Poporul lui va fi fără păcat. And this is the great work of the final atonement. Și aceasta este marea operă a ispășirii finale. So that the people no longer sin. Deci, oamenii nu vor mai păcătui.
Have you ever seen any of these people before? Cine a văzut aceste persoane înainte? You recognize some, yes? Recunoașteți câțiva dintre ei. What do they have in common? Ce au toți în comun? Sport. Not all. No. Only three. Three. Famous. Sunt vestiți. They are famous. Sunt vestiți. They are famous Romanians. Romanians. In the middle. Români. In the middle is Richard von Brandt. În mijloc este Richard von Brandt. Who was held in the Soviet gulags for many years and tortured. Care a fost timp de mulți ani în nu știu cum le cheamă, în sovietic, exact, în Rusia și a fost torturat. And he wrote a book called Tortured for Christ about his experiences. A scris o carte, Torturat pentru Hristos. But all these are famous Romanian people. Toți aceștia sunt români faimoși. Now I heard three days ago now. Am auzit acum 3 zile. That Romanians were said to be the most friendly people in the world. Românii sunt considerați cei mai prietenoși, cel mai prietenos popor din lume. And I think it may be true. Cred că s-ar putea să fie și adevărat. At least the Romanians I have met. Cel puțin în ceea ce privește românii pe care el i-a cunoscut. I know, I have not met everyone you know. Probabil eu n-am cunoscut toți pe care voi îi cunoașteți. You know, but if Romanians are the friendliest people. Dar românii sunt oameni prietenoși. What makes them the most friendly people? Ce face ce prietenoși? Think about us as Christians. Gândiți-vă la noi ca și creștini. As Christians, we should be the most friendly people in the world, yes? Ca și creștini, scuzați-mă. Ar trebui să fim noi cei mai mai prietenoși. But there's a reason for that. Este un motiv pentru aceasta. Because as Christians we are supposed to be like Christ. Pentru că ca și creștini ar trebui să fim ca și Hristos. We are to have the character of Jesus Christ. Ar trebui să avem caracterul lui Isus Hristos. And so what we believe and teach from the Bible. Ceea ce credem și citim în Biblie. It should help us to be more like Jesus, yes? Ar trebui să ne ajute să fim mai asemănători lui Isus. And if we believe something. Și dacă noi credem ceva. But it doesn't help us to be more like Jesus. Dar nu ne ajută să fim mai asemănători lui Isus. Maybe it's not in the Bible. Poate nu este în Biblie. You know, as Seventh-day Adventist. Ca și adventist de ziua a șaptea. And I will use that term. Și eu folosesc acest termen. Because this is what we believe. Pentru că aceasta este ceea ce noi credem. You know, there are people who belong to a church called Seventh-day Adventist. Sunt persoane care aparțin bisericii adventiste de ziua a șaptea. But we know that they do not believe everything we believe. Dar știm că ei nu cred tot ceea ce credem noi. And so I'm not talking about a corporate church. Nu vorbesc despre corpul bisericii. But about a movement that God raised up since 1844. Dar vorbesc despre mișcarea pe care Dumnezeu a înălțat-o după 1844. We've all heard of A.T. Jones. Cred că ați auzit zi de A.T. Jones. And in writing in the Review and Herald. În Review and Herald din he made this statement. A făcut această citație. Declarație. În toate punctele credinței noastre suntem diferiți de alții. În cel mai strâns înțeles al credinței în Iisus Hristos suntem diferiți. Pentru că avem o credință mai profundă decât ei. Dacă nu avem, care este binele în a fi adventist de ziua șaptea? He says that our faith should do something for us. Ne spune că credința noastră trebuie să facă ceva pentru noi. And if it doesn't, what is the use of being a Seventh-day Adventist? Și dacă nu o face, care este utilitatea de a fi un adventist de ziua șaptea? There are many people who study the Bible like a textbook. Sunt mulți care citesc Biblia ca și un text de carte. We want to remember all the facts and the figures. Vrem să ne amintim toate toate personajele și faptele. In other words, we want to have a high IQ on the Bible. You know this. Deci,
Vrem să avem un foarte înalt IQ în ceea ce privește Biblia. You know, but if it doesn't make us better Christians. Dar aceasta nu face din noi creștini mai buni. Then we need to adjust our study pattern. We need to adjust the way we study. Trebuie, avem nevoie un mod corect de a studia Biblia. As an example. Ca și exemplu. As Adventists, we believe in something called health reform. Ca și adventiști, credem în ceva ce se cheamă reforma sanitară. Amen. Oh, one amen. Amen. We have one. Amen. Any other ones? Amen. Amen. Okay, so we believe in health reform. Deci credem în reforma sanitară. We say we do. Cel puțin spunem că așa este. But I'm going to tell you, if you're not healthy, dar vă spun că dacă nu sunteți sănătoși, you're either not following the health reform, înseamnă că nu, as you should, înseamnă că nu țineți reforma sanitară cum ar trebui, or maybe you just don't believe it, sau poate că nu credeți într-adevăr. I realize there are exceptions. Oricum, sunt conștient că sunt și excepții. Some of us who are a little older, cel puțin pentru unii dintre noi care sunt mai în vârstă. You know, we don't have all the energy that the young people have, I know. Nu mai avem energia pe care o au tinerii și eu știu asta. And there are people who are born with certain diseases. Și sunt persoane care there are people who are born with some genetic diseases. Da, okay. Care au boli genetice. But what we do should help us. Dar ceea ce facem ca să ne ajutăm. And it doesn't help us to say we believe in health reform when we don't practice it. Nu ne ajută să spunem că credem în reforma sanitară dacă nu o practicăm. I don't want you looking like Americans. Nu vreau să arătați ca și americani. Do you know what that means? Cine știe ce înseamnă? Americanas. Okay. Okay. But are we a better people? Dar suntem noi oameni mai buni? Are we a more helpful people to others? Do we have service in our lives? Avem serviciu în viața noastră, vrem să fim persoane ajutătoare care să ajute pe alții. If the police came here today. Dacă ar veni poliția astăzi. And they arrested you for being a Christian. Și v-ar aresta pentru că sunteți creștini. Would they be able to find the evidence to convict you? Și ar avea și evidențe ca să vă convingă. You know, but God has promised to do a special work for his people. Dar Dumnezeu a promis că va face o lucrare specială pentru poporul său. In Isaiah 13 verse 12. Isaia 13:12, mm-hmm. Citim: voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scump decât aurul din Ofir. God wants to make a very precious man. Dumnezeu vrea să facă o persoană foarte prețioasă. But it's not just one person he wants to do this for. Dar nu vrea doar pentru o singură persoană. In chapter 26 and verse 2. În aceeași carte, Isaia 26:2, citim: deschideți porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Do you believe it? Credeți aceasta? Is God going to have a righteous nation? Va avea Domnul un popor drept? Or will they only be a people who are called righteous? Sau vor fi doar persoane care se numesc? Will they be the real credincios? Thing? Will they be the real thing? Will they truly be righteous? Vor fi într-adevăr drepți? Autentici. Da. What do you think? Ce credeți? They will be the real thing. How do we know they will be the real thing? Because God says that. Yeah. And please, the question. How do we know they will be the real thing? Cum știm că va avea acest neam? Și pastorul Jean-Christophe a răspuns: pentru că așa este scris. Because the word of God says so. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a spus așa. It doesn't matter what I say. Nu contează ceea ce spun eu. My words are worthless. Cuvintele mele sunt nefolositoare. But the word of God abideth forever. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. And whether you believe it or not, he says he's going to have a righteous nation. Chiar dacă credeți sau nu, el a spus că va avea un popor drept. And I want to be a part of it.
Și eu vreau să fiu parte din ea. Voi vreți? Now we know the text in Daniel 8:14. Cunoaștem textul din Daniel 8:14 și el mi-a zis: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Now according to this text, în ceea ce spune acest text, and as we compare it with the type in the sanctuary, comparăm tipul sanctuarului, we know that we are now living in the Day of Atonement. Știm că în acest moment trăim în timpul ispășirii. Do you believe that? Credeți aceasta? No, do you really believe it? Amen. I don't hear you. Amen. Because I say, pentru că eu spun, there are people who do not believe this. Sunt persoane care nu cred aceasta. But they claim to be a part of this message. Dar pretind că fac parte din acest mesaj. Teaching the truth about God and His Son. Învățând adevărul despre Dumnezeu și Fiul Său. And they are now teaching we are not living in the Day of Atonement. Și acum învață că nu suntem în ziua ispășirii. But we are. Dar noi suntem. Now, the word in the Bible that we translate atonement. Cuvântul în Biblie pe care noi îl traducem ca și ispășire is the word kafar. Este cuvântul kafar. It's a Hebrew word, kafar. Este un cuvânt evreiesc. And I want to show you the first place it's used in the Bible. O să vă arăt primul loc unde este folosit în Biblie. It's in Genesis 6:14. În Geneza 6:14. Mm-hmm. Fă-ți o corabie din lemn de gofer. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoale pe dinăuntru și pe din afară. Okay. This was when Noah was building the ark. Știm că a fost construită arca. And he says, you cover it with a pitch or you cover it with a covering. Și ni se spune că va trebui să o acoperi cu ceva care acoperă. And so one word is the noun form, the other word is the verb form. Unul este forma verbală și unul este forma subiect, da, substantiv. So in its most basic form, this word kafar means to cover. Deci la bază acest cuvânt înseamnă a acoperi. And the Aramaic equivalent means to cover. Da? The Aramaic equivalent. The Aramaic equivalent of kafar. You have Hebrew and Aramaic. Cuvântul în arameică care este echivalent. Aramaică este Aramaic. Okay, yeah. N-am înțeles cuvântul arameică. Îți mulțumesc. So you've heard of this term Yom Kippur. Ați auzit de acest cuvânt, acest termen Yom Kippur. And Yom is the Hebrew word for day. Yom este cuvântul pe care îl folosim pentru zi. And Kippur is the plural form of kafar. Și Kippur este forma plurală al verbului kafar. We call it the Day of Atonement. Noi o numim ziua ispășirii. But it's really the Day of Atonements or the Day of Coverings. Dar de fapt înseamnă ziua ispășirilor sau ziua acoperirilor. Mm-hmm. Now, let's think about the typical Day of Atonement. Să ne gândim un pic la ziua tipică a ispășirii. This work involved an investigative judgment. Acest cuvânt implică o judecată investigativă. It had a final atonement. O ispășire finală. The sanctuary was to be cleansed. Sanctuarul trebuie să fie curățat. But there was Azazel. Și mai este Azazel. And Azazel had to go into the wilderness. Care va trebui să meargă în deșert. But before that happened, dar înainte ca aceasta să se întâmple, in Leviticus 16:10, că mergem în Levitic 16:10, unde citim: iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii și să-i se dea drumul în pustie pentru Azazel. Okay, you got it. Okay. Now, in the Romanian, does it say
that he shall be presented alive before the Lord to make an atonement with him? Yes. Okay. When it says that he is going to make an atonement with him, who does that pronoun him refer to? Când spune ca să slujească pentru facerea ispășirii pentru el, ceea ce noi nu avem aici pentru el, ceea ce vrea să însemne pentru el, cine este? Who is the him? Cine este acest el? The text says. No. Who does Azazel make atonement with? Pentru cine face acest Azazel ispășire? Can I read another version? Yes. It's from Fidelite called. Okay. King James, Romania. Okay. Dar țapul peste care a căzut sorțul să fie țap ispășitor, să fie prezentat viu înaintea Domnului, să facă ispășire cu el și pentru a-l lăsa să plece în pustie ca țap ispășitor. Okay. Is that clear? More clear? No, yes, this is okay. For me it's more complicated than that version. In the English version. Este traducerea King James în română. In the King James, which varies close to the Hebrew. Traducerea King James care o are fratele este mai apropiată de versiunea King James. It says that Azazel makes an atonement with the Lord or Yahweh. Spune că Azazel face o ispășire pentru Domnul. He doesn't make atonement for us in any way. Nu face ispășire pentru noi în niciun fel. But there's a harmony or an agreement that Azazel finally comes into with Yahweh or Jehovah, the Lord. Can you repeat? Yes. There is an agreement. Deci este un acord that Azazel and the Lord finally come together on. În care Azazel și Domnul vin în cum să zic, în acord împreună. And how can that be? Unde nu reușesc dacă reușesc okay. Să prins ideea, te rog frumos să mă ajut. Nici eu n-am prins, dar vreau să văd ce, dar cam asta e ideea, da. Cam asta este ideea. Okay. Da. So how could that happen? What could this mean? Cum, ce înseamnă la aceasta? Ce vrea să... cum se poate întâmpla aceasta? Today, Satan is the accuser. În această zi, Satana este acuzatorul. He is out of harmony with God. Nu este în armonie cu Dumnezeu. But in Philippians chapter 2... Dar în Filipeni, capitolul 2... I don't think I have the text, no. But in Philippians chapter 2... Verse 10 and 11. Versetul 10 și 11 citim. Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. There's going to come a time. Va veni un timp. Every knee is going to bow to Christ. Când orice genunchi se va pleca înaintea lui Hristos. And they will declare that he is Lord to the glory of God the Father. Și va declara că el este Domnul spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Has that happened yet? S-a întâmplat deja? No. But when will it happen? Dar când se va întâmpla? You know, if you've read Great Controversy. Ar trebui să știți dacă ați citit Marea Luptă. At the end of the thousand years. La sfârșitul celor 1000 de ani. The wicked are raised. Răi vor fi resuscitați, înviați. And with Satan they approach the holy city. Și când Satana se va apropia de cetatea sfântă. And in the sky there is a panorama of the plan of salvation. Și în ceruri va fi o panoramă a planului salvării. And at that time Satan bows down and acknowledges that God is right. Și în acel moment Satana se va pleca și va declara că Dumnezeu este drept. There is finally an agreement between Satan and God. În final va fi acest acord.
Agreement. Recunoaștere. Mulțumesc. Recunoaștere între Satana și Dumnezeu. But sin is not taken from Satan. But Satan still is full of sin. Dar Satana este încă plin de păcat. And he will have to finally be destroyed. Și la final va trebui să fie distrus. Sorry. And that's what is represented in verses 29 and 30. No, I'm sorry, not that one. Right here. 20 through 22 in Leviticus 16. Asta este ceea ce este descris în versetele de la 20 la 22 din capitolul 16 din Levitic. Mm-hmm. And we won't take time to read it, but you can write the reference down. Okay, nu avem timp ca să citim. And in Leviticus 23, 29 and 30. Să vă notați referința. Mm-hmm. Și în Levitic 23, versetele 29 și 30. This is what represented the final destruction of the evil in the sanctuary service. Acesta este ceea ce reprezintă în sanctuarul, în serviciile sanctuarului, distrucția finală. So we're thinking of an investigative judgment, right? Deci ne gândim la o judecată de investigare. We are living in the time right now when this is happening. Trăim în momentul în care acest lucru se întâmplă. Are loc. And this is a part of what we call the cleansing of the sanctuary. Și aceasta este o parte din ceea ce noi numim curățirea sanctuarului. But these two items together are part of the Day of Atonement. Dar toate aceste două argumente sunt o parte, sunt părți din ceea ce noi numim ziua ispășirii. And after the investigative judgment, Azazel will be dealt with. Și după judecata de investigare, Azazel va fi alungat. And then finally, the wicked will be destroyed. Și la final, cei răi vor fi distruși. And this will finish the Day of Atonement. Și aceasta va fi sfârșitul zilei ispășirii. So the Day of Atonement doesn't finish when Jesus is done mediating. Deci, Isus, ziua ispășirii nu se termină când Isus va, când Isus a făcut mijlocirea. But our cases will be decided or not or finished forever when he is finished. Dar cazurile noastre vor fi decise când el va avea de sfârșit medierea. Now I said that we call ourselves Seventh-day Adventists. Am zis că noi ne numim adventiști de ziua a șaptea. But it is not the Sabbath that makes us unique. Dar nu este sabatul ceea ce ne face unici. There are other people who keep the Sabbath. Mai sunt și alte persoane care țin sâmbăta. There are other people who look for the coming of Jesus. Sunt alții care așteaptă revenirea lui Isus. Other people who don't eat pork. Alte persoane care nu mănâncă carne de porc. In fact, I know people who are not even Christians who follow health reform better than we do. Cunosc persoane care nu sunt creștini și urmăresc reforma sănătății mult mai atent decât noi. But what really makes us unique is this sanctuary doctrine of the final atonement. Dar ceea ce ne face unici este această doctrină a sanctuarului și a ispășirii finale. And Ellen White says it is the central pillar of our faith. Și Ellen White spune că este pilonul central al credinței noastre. Textul din Scriptură, citim din Tragedia Viacurilor, pagina 409. Textul din Scriptură care mai presus de toate celelalte a fost temelia și pivotul central al credinței advente a fost acesta. Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. If there is one teaching among Adventists that is not well understood, I think it is this one. Dacă a fost un subiect care nu a fost pe deplin cunoscut, eu cred că este acest. When I ask people about this teaching, când întreb oamenii despre această învățătură, they may look down, se uită jos, and they're slow to answer. Și nu știu ce să răspundă. It's almost like they're afraid they're going to say the wrong thing. Ca și când le-ar fi frică să nu
pronunțe lucruri greșite. Even if they know something to say. Chiar dacă știu ceva. But how important do you think this is? Dar cât credeți că este de important acest? How important? Cât? Very important. Very important. What did he say? Very. What? Very. Yes. Oui, oui. It's just. Yes. Very. Doc, important. Doc. I want to show you how important it is. O să vă arăt cât este de important. From Great Controversy. Din Tragedia Biacurilor, pagina 488, citim subiectul cu privire la sanctuar și la judecata de cercetare trebuie să fie clar înțeles de către poporul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de o cunoaștere personală a poziției și a lucrării marelui lor preot. Altfel, le va fi cu neputință să arate credința care este absolut necesară în vremea aceasta sau să ocupe locul pe care Dumnezeu dorește ca ei să-l ocupe. She says that we must clearly understand this doctrine. Spune că noi trebuie să cunoaștem în mod foarte clar această doctrină. And if the preacher understands, that's enough. Dacă o cunoaște predicatorul, este suficient. Does it say that? No. Spune aceasta. No. It's not good enough for you if I understand it. Nu este suficient de bine pentru voi dacă eu am înțeles. You need this knowledge for yourself. Aveți nevoie de această cunoștință pentru voi înșivă. Because she says if you don't have it. Pentru că spune că dacă nu aveți. She says it will be impossible for you to exercise the faith that is necessary. Va fi imposibil pentru voi să exercitați credința care este necesară. Or to occupy the position which God designs you to fill. Sau să ocupați poziția pe care Dumnezeu vrea să o ocupați. I don't know about you. Nu știu nimic despre voi. But if God came down here and told me one day. Dar dacă Dumnezeu va veni și mi-ar spune într-o zi. Alan, you can live at any time in the history of the earth you want. Alan, poți să trăiești în oricare moment din istorie vrei. You know, I might have liked to have lived during the time of Abraham. Poate că mi-ar face plăcere să trăiesc în vremea lui Abraham. I would like to have known this man of great faith. Aș vrea să cunosc pe acest om al credinței, mare om al credinței. But I don't think I would stop at Abraham. Dar nu cred că am să mă opresc la Abraham. But wouldn't have you liked to have been at the Red Sea and see it open up? Dar mi-ar place nu să văd, să stau înaintea Mării Roșii și să văd cum se despart. And walk across on dry ground. Și să traversez prin loc uscat. And then see manna fall. Și să văd mana căzând. I'd like to have seen that. Mi-ar place să văd asta. But I will not live then. Dar n-aș trăi atunci. I'll move on. Vreau să mă mut un pic mai înainte. I would have liked to have been on Mount Carmel. Mi-ar place să fiu pe Muntele Carmel. And seen the spirit and power of Elijah. Ca să văd spiritul și puterea lui Elie. And fire come down upon the altar. Și foc căzând pe altar. I would have liked that. Mi-ar place mult. But I will move on and not stop there. Dar nu mă opresc aici. Vreau să mă mut un pic mai înainte. Now it is the time of Jesus. Acum este timpul în care a trăit Isus. And I can walk those dusty roads of Galilee with him. Aș vrea să călătoresc împreună cu el prin cărările Galilei. I can hear his voice and listen to him personally teach. Aș vrea să aud vocea lui și să văd personal învățăturile pe care le dă. Oh, I would have liked to have lived then. Oh, cum mi-ar place să trăiesc atunci. But I won't choose that. Dar nici asta n-am să aleg. I will move on. O să mă mut un pic mai înainte. And now I come down to the church at Wittenberg in Germany. O să mă opresc un pic la biserica din Wittenberg în Germania. And Martin Luther is nailing his 95 theses on the door. Și să văd pe Martin Luther bătând în cuie teza lui de 95 de teze. I would have liked to have lived then. Mi-ar place să văd și acest episod, acest eveniment. But I'm going to move on. Dar o să mă mut mai departe. If I could choose any time to ever live. Dacă aș avea posibilitatea să aleg un timp în care să trăiesc. It is now during the time of the final atonement just before Jesus Christ comes. Este exact acum în timpul ispășirii finale înaintea venirii Domnului Isus Hristos. And I believe Moses had a great work to do.
Și eu cred că Moise a avut o mare lucrare de făcut. Abraham had a great work to do. Avram de asemenea a avut o mare lucrare de făcut. Luther had a great work to do. Luther a avut o mare lucrare de făcut. And Elijah had a great work to do. Ilie a avut de asemenea o mare lucrare de făcut. And we are to preach in the spirit and power of Elijah. Și noi va trebui să predicăm în spiritul și puterea lui Ilie. And Elijah is in heaven today. Și Elia este în ceruri astăzi. But if he is listening to me preach, dar dacă el mă ascultă predicând, I think he would agree with me. Eu cred că va fi de acord cu mine. I would even trade places to come here and be here today. Aș vrea ca el să vină să fie aici în mijlocul nostru. During the time of the final atonement. În timpul ispășirii finale. And brothers and sisters, this is a sacred time. Fraților și surorilor, acesta este un timp sacru. It is a time of a sacred trust that God has given to each one of us. Este un timp sacru pe care Dumnezeu ne-l concede fiecăruia din noi. And He's made a sacred trust to us as a people. Și ne dă o însărcinare sacră fiecăruia ca și popor. He has given us, ca și persoane. He has given us the three angels' messages and the sanctuary doctrine. Ne dă mesajul celor trei îngeri și and the sanctuary doctrine. Și doctrina sanctuarului. And we are to be faithful to this trust. Va trebui să fim credincioși aceste încrederi. And I just give you a reference. O să vă dau o referință. In volume 9 of the testimonies. În volumul 9 al mărturiilor. And page 19. Pagina 90. Ellen White says this is our sacred trust. She uses these very words. Ea folosește aceste cuvinte. Aceasta este încredințarea sacră care ne-a fost dată. And she says that we are to be true to the trust committed to us. Va trebui să fim credincioși. Credincioși în credințării care ne-a fost credincioși în credințării care ne-a fost încredințată. And just another reference. Și încă o altă referință. In the Desire of Ages. În speranța în Hristos Lumina Lumii. In the chapter on Judas. În capitolul despre Iuda. And I don't remember the page, but it's in that chapter. Nu mi-amintesc bine pagina, numărul paginii. Dar este în acel capitol. We are told that the end of Judas. Ni se spune că sfârșitul lui Iuda was to be a lesson to future generations. Ar trebui să fie o lecție pentru generațiile viitoare. And I quote her words. Și eu citesc cuvintele ei. To those who would betray sacred trust. Pentru aceia care vor trăda încrederea sacră. And so we have a sacred trust, brothers and sisters. Deci avem o sacră încredințare, fraților. And it is this final atonement. Și este această ispășire finală. When God is going to do something more than just forgive people. Când Dumnezeu va face mai mult decât să ierte oamenii. He's going to cleanse them. Îi va curăți. He's going to forgive them from the penalty of sin. Îi va ierta de penalitatea păcatului. But he's going to give them ability to have power over sin. Dar le va da și capacitatea de a avea puterea de a învinge păcatul. And at the end of the final atonement. Și la sfârșitul ispășirii finale. He will take us away from the presence of sin forever. Ne va îndepărta de prezența păcatului pentru totdeauna. Now, our concept of a final atonement. Conceptul nostru despre ispășirea finală. And investigative judgment. Și despre judecata investigativă. Is not a popular doctrine. Nu este o doctrină foarte populară. All of the evangelicals outside of Adventism do not like it. Toți evanghelicii nu o agrează. And they think that this makes us a sect. Cred că aceasta face din noi o sectă. And so we decide we will use different terms. Deci am decis să folosim cuvinte diferite. Instead of an investigative judgment, we have a pre-advent judgment now. În loc de judecata investigativă, avem judecata preadventă. We teach that Jesus will be mediating to the very moment he comes.
care învață că Iisus va va mijloci până la până când va reveni. I was at Andrews University. Am fost la Universitatea Andrews. Attending a series of meetings. Prezent la câteva reuniuni. And one of the most famous teachers in Adventism, Woodrow Witten, was there. Unul dintre cei mai faimoși predicatori din Adventism, Woodrow Witten. Woodrow Witten. And he co-wrote a book on the Trinity a few years ago. A scris o carte despre, a fost unul dintre coautorii unei cărți despre Trinitate acum câțiva ani. And became very popular in America. Și a devenit foarte popular în America. And I know this person personally. Eu îl cunosc personal. You know, we are acquaintances, you might say, or you know, friends. Într-un anumit sens suntem cunoștințe, da. You know, I have nothing personal against him. Nu am nimic personal împotriva lui. We can sit down and talk rationally. Putem să stăm împreună și să gândim rațional. He will say to me. Lui mi-a spus. Have you given up that crazy? Mi-a spune. Have you given up that crazy Arian belief yet? Ai încă acea nebunească idee ariană. And I will say, have you given up that Catholic Trinity yet? Tu ai încă acea catolică. So it's nothing personal. Nu este nimic, deci nu este nimic personal. And Brother Woody, if you ever hear this video. Frate, dacă ai văzut acest video, dacă ai face acest video. I love you, but cannot agree with you. Te iubesc, dar nu pot fi de acord cu tine. But he was preaching at Andrews University in the chapel. Dar el predica în această capelă a universității. And he said, I am so glad that Jesus will be mediating for us until he comes. Unde spunea că sunt bucuros că Iisus va mijloci pentru noi până când va veni. But why would he say that? De ce a spus aceasta? What is the purpose behind such a theology? Care este scopul în spatele acestei teologii? It means that you can sin and repent until the very moment Jesus comes. Spune că tu poți păcătui și pocăi până când Iisus va veni. But the Bible teaches us. Dar Biblia ne învață. That there's going to come a time when Michael will stand up and probation will close before Jesus comes. În care Biblia ne spune că Micael va înceta să mai mijlocească și timpul de probă se va încheia. And if we do not have sin out of our lives before that, brothers and sisters, if we do not have sin removed from our lives before that time, dacă înainte de acel timp noi nu am îndepărtat păcatul, then we are going to be eternally lost. Vom fi pierduți pentru eternitate. But God has a plan right now. Dar Domnul are un plan chiar în momentul acesta. In Psalm 77 in verse 13. And I read the slide, you have to read it. În Psalmul 77 versetul 13. This version is not what you want. Okay. I will just tell you the English version. În versiunea engleză, să mergem întâi în Psalmul 77, versetul 13. Which agrees with the Hebrew. În conformitate cu traducerea, cu ceea ce scrie în limba ebraică. It says, God's way is in the sanctuary. Spune, căile lui Dumnezeu sunt în sanctuar. God's way is holy, yes. Traducerea în limba română spune Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Și da, este adevărat. Ideea spune corect. God's way is righteous. Căile lui Dumnezeu sunt drepte. But his plan of salvation is through the sanctuary. Dar planul de salvare este demonstrat prin sanctuar. Now, we need to understand that the earthly sanctuary was a type of the heavenly sanctuary. Trebuie să înțelegem că planul sanctuarului era tipul sanctuarului din ceruri. You may not realize what the Trinity doctrine has done to the sanctuary doctrine. Nu vă puteți imagina ceea ce doctrina Trinității a făcut doctrinei sanctuarului. But the Trinity doctrine teaches that God has no body.
doctrina Trinității învață că Dumnezeu nu are un corp. He is some kind of an essence that is throughout all the universe. Este un fel de esență care umple tot universul. But if he has no body. Dar dacă nu are un corp. If he has no form. Dacă nu are formă. He really doesn't need a throne. Nu are nevoie de un tron. He doesn't need a place to be. Nu are un nevoie de un loc unde să fie. Because he's everywhere, every or anyhow. Pentru că este tot oriunde. Da. But the Bible teaches. Dar Biblia înseamnă învață. That God has a form and a body. Că Dumnezeu are o formă, are un corp. We were made in God's image. Noi am fost creați la după imaginea lui Dumnezeu. And he may not be exactly like us. I know he's not. Poate că nu este exact ca și noi. But he has hands. The Bible says he has hands. Dar Biblia spune că are mâini. He has feet. Are picioare. He has eyes. Ochi. Vorbește despre ochi. He has eyelids. Despre labe. The Bible says he has hair. Biblia spune că are păr. He's a real being. Este o persoană reală, o ființă reală. And he has a real place he lives in space. Și are un loc real unde trăiește și stă. And it is in the sanctuary in heaven. Și acesta este în sanctuarul din cer. In Hebrews chapter 8. În Evrei capitolul 8. And verse 5. Versetul 5, citim. Let me see if I have. Yes. Go ahead. Îi fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă corpul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Mm-hmm. And in verse 2. Și în versetul 2. It says that he is a minister of the true tabernacle. Spune că este ministru al adevăratului corp. Which the Lord pitched and not man. Servitor, pe care nu omul l-a ridicat, ci Domnul. And the Lord told Moses in Exodus 25:40. Domnul i-a spus lui Moise în Exod 25:40. Vei să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. If God was some kind of an essence like the Trinity teaches. Dacă Dumnezeu ar fi o fel de esență, așa cum învață doctrina Trinității. He doesn't need a sanctuary. Nu are nevoie de un sanctuar. But he says, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Dar el a spus să facă un sanctuar pentru ca eu să pot locui în mijlocul lor. And God's way is in the sanctuary. Și căile lui Dumnezeu sunt în sanctuar. And my time is up and we will continue tomorrow. Timpul meu s-a încheiat și o să continuăm mâine. Să ne rugăm. Our Father in heaven. Tată din ceruri. We thank you for your sanctuary. Îți mulțumim pentru sanctuarul tău. We thank you that Jesus is the minister there today. Îți mulțumim că Isus ne reprezintă, este are ministerul lui astăzi acolo. In the most holy place. În locul preasfânt. And he is now making the final atonement for us. Și în momentul de față face ispășirea finală pentru noi. And we have all sinned and come short of your glory. Și noi știm că din cauza păcatului am suntem lipsiți de slava ta. But Father, we want to be forgiven. Dar Tată, noi vrem să fim iertați. But we don't want to keep sinning and repenting. Noi nu vrem să păcătuim și să ne pocăim. We ask you to have Jesus send us power to overcome. Îți cerem ca Isus să ne trimită puterea de a învinge. And we look forward to the day that we will not even have the presence of sin ever again. Și privim către ziua în care vom fi îndepărtați de prezența păcatului. Help each one of us. Ajută-ne pe fiecare din noi. To be like that fine piece of gold from Ophir. Ca să fim acel aur rafinat din Ofir. And help us all to be a part of that righteous nation that will enter into the gates. Și ajută-ne pe toți să facem parte din acel popor pe căruia tu o să-i deschizi porțile. And I thank you in Jesus' name. Și îți mulțumim în numele lui Isus. Amen. Amen. Tomorrow. Mâine. What time do I speak? Is it 11 or 11:30?
11. At 11 o'clock I will begin again. Mâine la 11 o să încep eu din nou. And I promise to let you out on time. Și vă promit că I promise to let you out at the schedule. According to the schedule. Da, I will be done by the schedule. O să fie aici conform programului. But I will begin on time. Și dacă o să încep la timp. So please be here. Vă rog frumos să fiți aici. Thank you each one. God bless. Vă mulțumesc tuturor. Dumnezeu să ne binecuvânteze.